Fie că știu deja ce prevede legea privind finanțările în cadrul campaniei electorale, fie nu au fost interesați de acest subiect, cert este că la întâlnirea ce a avut drept scop aducerea la cunoștință a normelor privind actele de finanțare din cadrul campaniei electorale nu s-au prezentat decât 6 persoane. Chiar și așa, reprezentantul Autorității Naționale Electorale a ținut să precizeze condițiile legitime din punct de vedere financiar ce trebuie respectate într-o campanie electorală. Termenul în care puteți să vă desemnați mandatarul financiar începe de la data aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor și se termină de data de 8 noiembrie 2012, deci până în preziua începerii campaniei electorale. Da, este termenul prin care noastră puteți, până la care noastră puteți să vă desemnați mandatarul financiar. În plus, reprezentanților politici li s-a dus la cunoștință și faptul că în termen de maximum 5 zile trebuie să declare la Autoritatea Electorală Permanentă donațiile primite, după care să le utilizeze. În cel de-al doilea rând, se va duce la cunoștința candidaților sau reprezentanților formațiunilor politice faptul că, de perioada campaniei electorale, au obligația de a declara la Autoritatea Electorală Permanentă donațiile primite în termen de 5 zile lucrătoare. Și totodată se va menționa faptul că aceste donații pot fi cheltuite doar după declararea la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, se va menționa documentele pe care, după desfășurarea alegerilor, toți competitorii electorali au obligația de a le depune într-un termen maxim de 15 zile lucrătoare la Autoritatea Electorală Permanentă. Întâlnirea a avut loc la sediul prefecturii din Constanța, iar cei prezenți au avut la dispoziție și un ghid care cuprinde legea ce prevede aceste norme. Încălcarea oricărei prevederi legale din legea 334 din 2006 poate atrage amenzi de la 5.000 la 25.000 de lei și confiscarea sumelor care prezintă obiectul contravenției.